Bună dimineața, România, bună dimineața, București, și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft la Perfectul Simplu. Am zis, dacă tot s-a terminat luna lui martie, să rupem și noi mărțișorul, că doar așa este obiceiul, nu? Parcă. Nu v-am mâna foc. Anyway, ce mai faceți, cum mai duceți, cum vă mai distrați? Astăzi m-am hotărât eu așa să-mi bag piciorul și să iau o mică pauză de la sistemul nostru de făcut XP, pentru că m-am supărat foarte tare. Eu, când am găsit modul acela Liquid XP, am crezut că o să facă niște chestii extraordinare, o să facă niște chestii magnifice, și face. Nu zic că nu face. Numai că face mai mult decât ar trebui să fac. Sau, mă rog, face mai mult decât plănuiam eu să facă. Noi știm că în momentul în care ne ducem cu 30 de niveluri la masa de farmece, obținem pe o carte un singur farmec, ca să zicăm așa. Da? Nu știu, un șarmnăs, un ciofi. Obținem unul singur. Ei bine, nenea asta care a făcut el Liquid XP, și anume nenea Imibis, s-a hotărât că modul e prea șmecher ca să obțin un singur farmec. Și pe fiecare carte se pun, începând de la un farmec într-adevăr, dar se întâmplă rar, până la 3 farmece per carte. Mie nu-mi convine chestia asta. Nu-mi convine, de ce? Eu vreau să fac treaba complet automatizată, da? Și vreau să obțin câte un farmec per carte, ca să pot să le pun în niște butoiașe sau niște cufere sau ceva genul ăsta. Și să le am sortate, să le am fiecare în butoiașul lui, să știu clar unde, ce și cum și când și unde, da? Ei bine, nu pot să-mi permit să fac tâmpenia asta din moment ce el îmi pune 3 farmece pe carte. Și, mă, hai să zicem că, ok, ar pune 3 farmece pe carte, dar pune farmece, cum să vă zic, foarte ciudat le pune. În ideea că, spre exemplu, să zicem că pentru o sabie, unde duc eu astea? Pe aici pe neva, parcă, da. Pentru o sabie îmi dă sharpness, da? Adică să o fac ascuțită. Asta chiar că nu știu unde vreau să le pun. Hai să le punem la animale acolo. Sharpness, da? Și mai dă și alte chestii pentru sabia respectivă. Uite că nu-mi vine acum ce ar putea să-mi dea pe o sabie. Buba este, unbreaking, da, ăsta e un exemplu foarte bun, îmi dă și unbreaking. Pot să dorm? Nu, încă, nu cred, da. Of, doamne, că nu vine acum, mama, ce se poate pune pe o sabie? nu știu ce se poate pune pe o sabie. Era ideea că, domne, uite, de exemplu, dacă pe o carte îmi dă smite, da, și unbreaking, eu nu vreau smite, vreau doar unbreaking-ul. Ia uite ce frumos arată aici. Pui să nu te de ochi, l-am mutat pe ăsta mai sus nițel, pe centru, și am mărit și rezervorul. Nu știu dacă o să avem vreodată nevoie de atâta XP lichid, dar mă rog. Hai să dezactivăm treaba asta. De fapt, dacă sunt eu deștept, dacă sunt deștept, e o mare dacă, pot să fac așa. Ce ziceam? Ziceam că pe o carte... Stai că mi-am auzit aminte, nu, da, corect. Pe o carte poate să-mi pună și smite și unbreaking. Ei bine, eu vreau numai unbreaking-ul de pe cartea aia. Cum fac eu să nu pun smite-ul pe o sabie? Asta mă dărâmă cel mai tare.
Dacă nu știu să mai explic acum la ora asta. Ce vreau să fac mai aici, mă? Da, mă, vreau să fac un... Unde ăsta? Cum să faci unde ăsta? Steel plate. Am nevoie de steel ingot. Și steel ingot. Am pe undeva steel ingot. Zim că am steel ingot. Steel ingot. Steel ingot. Mai pot obține steel ingot și altcumva în afară de un blast furnace? Blast furnace și ăsta? Nu, doar așa. Am un serios? Nu mai am blast furnace? Ce oameni, bă. Vreau să mergem puțin la explorat și mă gândeam că până ne întoarcem noi de la explorat să ni se facă și nouă zi mai niște vaci mai multe. Hai să facem un blast furnace, ce Dumnezeule. Soul sand, nether brick, magma cream. Mamă, și parcă văd că am făcut pe undeva, dar nu știu pe unde. Avem slime balls, avem și dintre asta, avem și de asta în caz că nu ne ajungă. Așa, soul sand, soul sand. 32 numai. Nether brick nici atâta. Mi se pare că pot să comprim asta, dar obțin foarte puțin. Obțin pentru 3 nether rack, obțin un singur nether brick. Și da. Păi hai să mergem atunci în nether, ce să facem? Mama ta, băi, deci am uitat complet, să fac zi măi, blast furnace-ul. Na, te pun și pe tine aici. Nu știu de ce, tot mă aștept să găsesc pe undeva chestiile pentru blast furnace. Bun, deci îl lăsăm pe ăla aici. Să știți că abar n-am cât ar trebui să strâng pentru blast furnace. Hai să punem unde am putea noi să punem. Vreau un cufăr aproape gol să-mi pun chestiile astea. Hai să scoatem unul de aici. Punem în mijlocul casei. Și ia să vedem dacă avem vreo poțiune anti-foc. Au, știi ce? Hai că și așa mulți mă bătez la cap pentru chestia asta. Tu ce faci, mă? Player can walk on lava. Păi bine, bine, că am acolo lava, dar mă apără de foc. Nu cred că mă apără de foc, nu? Fairy, Iron Golem, Navi, Rana, Skeleton, Snow Golem, Spider, Spider Jockey, Squid. N-am rezolvat nimic. Hai mă, intră în... așa. Ei, pardon. Fire resistance, fire resistance. Credeți că ne ajungă două? Deci ne ducem după soul sand și nether brick, da? Da. Unii aici, aici. Așa, bem frumusețea asta. O minute de rezistență la foc. Rugați-vă să fie de bine. Da, mă, da, ești magnific. Ești nemaipomenit. Apropo, eu parcă aveam hehehehe. Da, să știți că nu mai știu unde am pus vreau să zic aici, cred. Nu. Mamă, ce mi-am luat, să-mi trag palme. Potolește-te, mă! Fratele meu, n-am văzut așa ceva. Ce nesimțire.
Une, Doamne, iartă-mă, s-a băcară toate acum pe mine. Așa. Și une... Aaaa! Doamne, amunerea lumei. Mai e, mă? Mai e vreuna care vrea? Cred că-s potoliră, gata. Ce ai acolo? A, salamandră, corect. Să ne punem noi ăsta pe undeva pe aici. Da. Greu, mă, fraților, greu de tot când... Opa, opa, ce e acolo? Știu că vroiam o fortăreață, dar nu mai știu de unde să facem rost de o fortăreață. Parcă era pe aici pe undeva, dar nu mai știu pe unde. Uite că am găsit și fortăreața. Am astupat aici, era o bucată de lavă care mă enerva. Deci lava asta de la un singur bloc sursă se ducea până jos. Uite, uitați și voi până unde se duce. Da. Să trăiți. Băi, ești nebun, câte hituri am, mă? Pac, 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 pac. Cred că ar fi fost inteligent din partea mea să iau un soul shard pentru ăștia mici. Eu nu mai știu, avem un soul shard numai pentru big man? Cred că ar trebui să ne mai facem, să ne facem pentru Blaze, să începem să ne facem mai multe. Amă, nene, serios, acum ce Dumnezeului vă spunați atâtea, mor? Ok, păi hai să începem să strângem nether brick-ul. Așa cât de cât și vedem pe parcurs cât am strâns și revenim. Deci avem în momentul de față undeva la 4 stack-uri și un pic, aproape 5 stack-uri. Hai să umplem și al 5-lea stack, să nu ne ducem așa cu jumătate de treabă făcută. Ia să vedem. Și aici 2, încă 2 bucățele, încă 2 bucățele. Și aici 4. Bun. Ei, acum că trebuie să găsim niște soul sand și iar trebuie să căutăm. Soul sand, dacă nu mă știu, trebuie, deci, ca să fac un blast furnace, cred că trebuie să fac 34 de cărămizi. 34 de cărămizi, care implică câte 4 soul sand de cărămidă. Și dacă facem noi o înmulțire de care n-am mai făcut din clasa a 4-a, că după aia s-a inventat calculatorul și trișatul. Așa. Cât vine, mă? 120 și 136? Cred că 136. Care înseamnă 200 acuri și un pic. Păi înseamnă că mai trebuie să căutăm. Unde găsim noi soul sand? Hai cu tata, cum era? Pui, soul sand, pui, soul sand. Soul sand. Ha? Ce avem noi aici și ce avem noi aici și avem o cădere în gol. Ok, hai să vedem dacă pe partea asta de aici strângem suficient soul sand. Mamă, cât e lumei. Ia să vedem noi. Rugați-vă să nu pic în lavă. Deci dacă picăm în lavă nu-i problemă, că avem aici repede poțiunea. Am zis să nu o beau de acum, că nu se știe cât mai rămân pe aici și n-aș vrea să mă întorc așa repede. Bă, băiatule, pleacă, bă, de aici, mă, nu vezi, mă, că am treburi, mă, chestii importante, băi. Ce-mi place că se duce atât de repede. Păi, ești nebun, deja am strâns aproape 200 acuri. Pa. Întotdeauna m-am speriat când am strâns chestii de astea, pentru că mereu am impresia că pigmenii ar trebui să te atace.
când te apuci să le furi din fortăreață. Când te apuci să dai în fortăreață și să iei primul bloc, am impresia că pigmenii ar trebui să sară pe tine. Nu știu de ce, opa, opa, s-a auzit ceva. Aproape 3 stack-uri. Gata, mami, s-a terminat. Mama ta. Mama, hai încă o țără, încă o țără. Până la 3 stack-uri pline. 56, 60, hai încă 4 bucăți, 1, 2, 3, 4, ăsta e. Păi bun, dragii mei, cred că ne vedem noi la bază în momentul de față. Am cum să ajung și eu sus? Vreau să ajung sus, se poate? Mă lasă și pe mine cineva să ajung sus, nenea. Cred că noi am venit pe acolo cumva, cred, vreau să cred, parc, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Da, cred. Ha? Ha? Da, corect. Mamă, ce repede am găsit. Bun, și asta înseamnă că frumusețea noastră e puneva pe acolo. Ia uite-l. Și numai bine că uite și în liliac. Ce faci, mă, urâtule? Vii să te dai la mine? Vai, mulțumesc că ești un scump, dar prefer să nu. Buba e că nu cred că putem să intrăm aici. Ia să vedem. Dă-i repede, 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 repede. Trebuie să-mi pun o ușă de fier aici. Bun, hai să mergem acasă. Și să vedem noi cum facem aici șmecheria cu toate astea. Tu te-ai terminat, mă? Deja? Bravo, mă. Ești băiat de treabă. Hai să punem poțiunile la loc. Mă rog, ce-a mai rămas din ele. Așa, netherrack-ul ăsta am ce face cu el? Nu cred că am ce face cu el. Ce vreau? Vreau să scot ăsta de aici, corect. Ok. Păi bun, hai să ne apucăm de blast furnace-ul ăla. Parcă așa era... Tu parcă erai așa... Ok, și am nevoie de multe, 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 multe. Mai am pe aici cumva. Dacă voi vedeți, să știți că eu nu văd. Bun, hai că le facem în inventar direct. 11. Cât am zis? Am zis 34, nu? Ia să vedem dacă este suficient. Amă, nu era așa? Era invers, bineînțeles că era invers. Pac, 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 pac. 36, 40, 52, 56. Am luat prea multe. De ce am luat prea multe? Trebuie să mă opresc la 34. Au, doamne, de ce sunt atât de adormit, mă, oameni buni? Na, mă, na, numai așa de-al dracu ca să fac un stack. Hai să vedem unde îl punem pe ăsta. Cred că ar fi inteligent din partea mea să îl pun undeva la subsol, nu știu de ce. Chiar nu știu de ce aș vrea să-l pun la subsol. Deci n-ar fi inteligent din partea mea. Ar fi și mai inteligent dacă aș lua energie să pun, să mă umplu tâmpenile pe aici. Ok. Da, de ce nu? Uite aici. Ta 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 ta. Pam 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 para 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 pam para pam 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 para pam pam. Ah,
1, 2, 3, ta-da-da-da-da-da-da, împărăpăm. Vreau și acolo. Ia să vedem. Pac! Bun, și aici ce vrem să punem? Vrem să punem fier, parcă, nu? Sper că v-ați dat seama că ăsta Blast Furnace-ul este mult mai mare decât mult mai mare. Cu un bloc mai mare decât Coke Oven-ul. Așa. Ok. Sper că v-ați dat seama. Ok. Tu aici, ce mai am de aruncat pe aici? Mai am ceva de aruncat? Nu cred. Restul aici și pac, 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 pac. Hai mă. Bun. Mersi, ești un dulce. Trebuie să-mi fac în permanență curățenie aici, că dacă nu, e dezastru. Aoleu, și din asta, las, pe voi vă fac altă dată curățenie. Fier, măi, fier. Fier și eventual o grămadă de... charcoal. Charcoal, cărbune. Doamne, nu mai avem charcoal. Ce ne facem? Sunt curios, eu nu mai țin minte cât de repede se duce cărbunele ăsta în Blast Furnace. Din câte mi-aduc eu aminte, se duce al naibii de repede. Ia să vedem. Și se mișcă al naibii de încet. Păi bun, hai să lăsăm pe ăsta aici să-și facă treaba și să vedem dacă mai avem timp să ne ducem unde vrem să ne ducem inițial. Și între episoade o să lăsăm... eu mi-am pus jetpack-ul, nu știam de ce zbor. Între episoade o să lăsăm vacile acolo să se mulțească. Nu e bine. Stați așa că nu e bine. Trebuia să-mi iau de la încărcat bateria. Pe care că veni vorba, trebuie la un moment dat să o upgradăm și noi la un lapack. Nu credeți că ar fi ok? Pam, param, pam, 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 pam. Ia mă, tu aici cum te comporți? Este grele. Este grele pe câmpii, este grele. În zor de zi. Și acum, pentru că... De fapt... Ceea ce o să facem acum, unde mă duc eu acum, este la cererea publicului, dacă se poate spune așa. Pentru că m-ați denorocit. M-ați denorocit. Unde este Mitică? Unde este Mitică? Am cer scuze pentru motocicleta care tocmai a trecut. Da, deci unde este Mitică? Ce ai făcut lui Mitică? Îl vrem pe Mitică. Plus foarte mulți dintre voi, că vezi că s-a updatat Doggy Talent și nu știu ce și nu știu cum. Refuz, opa. Stați așa că nu știu dacă am la mine ustensilele necesare. Avem una singură aici. Vreau, te rog frumos, și ăsta. Deci refuz să iau Doggy Talents. Ăla neoficial. Într-adevăr, autorul modului vechi se pare că, nu știu, a renunțat. Deci, asta e vestea proastă. Dar nu-mi place deloc ce... Nu-mi place de versiunea asta de la nenea asta, Percival sau cum Dumnezeu îl cheamă. Nu mă coafează absolut deloc ce
că l-a readus la viață așa cu hibe, cu baguri, cu tot felul de tâmpenii. Plus că, de exemplu, chestia care mă enervează cel mai și cel mai mult este faza cu... zi măi. Ești tu acuș. Nu mă lasă mă să trec. Faza că trebuie să-i dai comenzi cu o, zi măi, o amuletă din aia de comandă în mână. Mi se pare complet stupid. Eu dacă mi-aduc bine aminte și mi-aduc aminte, când mă jucam eu în 1-2-5 cu Mitică, nu trebuia, frate, să am nicio amuletă la mine. Îi dădeam omului comenzi direct. Niciun că să vezi, că știi, că trebuie să ai ceva în inventar ca să poți să-i dai comenzi lui. Bă, lăsați-mă, mă, fraților, în pace. Mamă, frate, nu știu dacă voi vedeți în momentul ăsta, ar trebui să dau... Așa, dar sunt creeperi. De exemplu, era unul pe acolo. Aoleu, aoleu, și mă urmărește un zombăleu și mai vine încă unul. Că doar așa e frumos. Așa. Bun, și drept urmare, pentru că nu vreau să instalez modul ăla Doggy Talents, dar totuși poate că ar fi cazul să ne luăm și noi un cuțu. Am zis, ok, hai că uite, câțiva dintre voi mi-ați recomandat să instalez Sophisticated Wolves. M-am uitat și într-adevăr, Sophisticated Wolves ăsta nu arată rău. Nu este ceva extraordinar, pur și simplu, mă rog, printre altele, te lasă să-ți denumești cățelul. Da, deci așa și ajută cu chestii minusule la... zi mai, la inteligența cățelului. Deci nu face chestii extraordinare. Mamă, dar se încarcă. Nu glumă pe aici, fraților. Cred că deja am descoperit teren nou. Și aici este un vulcan. Eu văd pe hartă un vulcan. Ia uite-l. Mă, pe tine n-aș vrea să te las aici, să știi, pentru că după aia te pierd. Te pierd și chiar n-am chef să te pierd. Ia să vedem noi dacă lăsăm așa nițel să încarcă terenul. Nu vrea mă să se încarce, ești nebun. Trebuie să mă duc așa să-l forțez. Hai mă, bun, hai că revenim când avem ceva mai multă lumină și când găsim o grămadă de asta de... o haită de lupi. Urați-mi noroc. Da, încă nu am găsit... încă nu am găsit un cuț, un lup. În schimb, ia uitați-vă, fraților, aici ce am găsit. E clar că am ajuns undeva în zone neexplorate încă pe harta noastră. Da, mă, ia-te de căluțul meu, mă, cum să nu, mă, așa. O luăm și un măr. Deci nu cred că am văzut niciodată un vulcan de la Red Power chiar în halul ăsta. E cel mai frumos vulcan de Red Power pe care l-am văzut eu până acum. Și cred că merită să mergem nițel așa. Stați așa că iară mi s-au schimbat tâmpenile astea pe aici. Doamne, nu, pur și simplu nu realizez de ce mi se resetează tâmpenia aia. Așa mă, hover mode enabled. Ia uite-l cât de frumos e. Nu e unul dintre la amărâți, nu e un vulcan dintre la amărât și plat, este înalt, frumos ca un munte și nu numai atâta, dar și lava asta s-a generat de așa natură încât, deși un singur bloc sursă de lava aici sus, s-a dus pe toate părțile astea pe aici. De pe acolo avem o prăpastie dintre aceea. Unde mi-e căluțul? Sper că nu e suficient de inteligent încât să se ducă în lavă, nu? Hai la tata. Stai să schimbăm asta în primul rând. Luăm mărul ăsta.
și ne mai plimbăm nițel. Eu cred că ar fi cazul să închidem episodul de astăzi aici. Episodul viitor începem direct cu un cățel. În primul rând sper să găsesc un cățel, asta ar fi scopul. În cel mai rău caz, nu știu. Dar nu trebuie să găsim un cățel, nu se poate să nu găsim noi un cățel. Aș prefera să găsesc unul prin pădure, pentru că ăștia, dacă nu mă înșel eu, sunt maronii așa puțin din Sophisticated Wolves. Păi bun. Cam atâta pentru ziua de astăzi. Vă doresc un weekend excelent. Distracție plăcută și maximă. Cred că așa zic tinerii din ziua de astăzi, nu? Distracție maximă! Sau doar pe vremea mea se spune așa. încă o dată. Bună seara, București. Bună seara, România. Creeper plutitori. Pe data viitoare.